Bună, dragii mei, în primul rând vreau să vă spun la mulți ani că voi aici pe YouTube nu v-am spus încă, le-am spus celor de pe Patreon. La mulți ani să vă dea Dumnezeu sănătate și multă fericire, un an nou plin cu realizări și bucurii și în primul rând sănătate. În tutorialul de astăzi, după cum ați citit, facem partea a doua de la Topcina, pentru că asta mi-a cerut cel mai mult și na, cu toate că ele împreună ar fi o instrumentală, nu contează, o să vă arăt și partea de voce, cum ar veni de la Topcina. Dacă cumva ești nou și prima dată pe canalul meu de YouTube, vreau să lămuresc niște chestii, că m-ați tot întrebat unii și na, să vă răspund la toți. Sunt Beni de la Timișoara, e pagina oficială Facebook, da? Beni Sârbu clar aici pe YouTube, tot Beni Sârbu și pe Patreon, Patreon e site-ul ăla unde fac instrumentalele, o să vă las, la toate astea o să vă las linkurile în descriere jos, și pe Steam pentru gamer și pentru cei care mai vreți să și jucăm împreună, să facem altceva în afară de muzică, pe Steam sunt The Serbian. Dacă intri pe canal, vezi acolo sus în YouTube artul ăla, la poza aia de sus, vă arată cum sunt pe Facebook pagina oficială și cum sunt pe Steam. Așa, astea fiind spus, să trecem la tutorialul de astăzi. Deci, din câte țin minte, introducerea, prima parte, v-am arătat-o din re armonic cu sol major. Așa că, bineînțeles, o să vă arăt partea a doua tot din sol major, ca să o puteți cânta toată. Prima parte începe cu do major, partea asta. Da? O să vă zic și acordurile. Deci vine do major, da, în armonie, și în dreapta prima parte vine așa. Da? Mai departe. Și rar. Da? Un pic mai mișcat. Toată legată. Da? Trebuie să sune așa. Ați înțeles? Mergem mai departe. O să închid acordionul. A doua parte e exact la fel. Da? Se repetă asta de două ori și vine mai departe așa. Vă arăt rar partea asta. Deci prima parte e do major, fa minor, înapoi do major. Și asta se repete iar, do major, fa minor, do major. Și vine pe re major după aia. Vă arăt rar partea asta. Mai rar un pic. Da? Poți să faci glisant aici la sfârșit, gen... Vedeți? Sau simplu. Cum vreți, cum vă pică vouă mai bine. Mai departe. Tot în reiești. Un pic mai mișcat. Am un do. Ați înțeles? Și finalul. Rar. Începutul e la fel. Și finalul vine.
fără exact rar. Deci... Da? Hai să le legăm o dată toate, pentru că asta deja e toată partea. O cânt o dată rar, cap-coadă, să înțelegi împărțeala. Și o să vă zic și armonia după aia. Da? Deci, și vine așa, do major, fa minor, înapoi do major, fa minor iară, da? Păi re major, sol major, iar re major, iar sol major. Tot schimb între re și sol. Da? Re major, sol major, iar re major, re major, sol major. Și asta e tot. După aia vine piesa în continuare. Asta e tot. Top cina partea a doua, după cum ați văzut, foarte, foarte ușoară și partea asta. Să vă fie de bine, sper că ați învățat-o foarte ușor. Încă o chestie vreau să vă spun. În joia asta o să vină și a doua instrumentală pe Patreon pentru cei care sunteți deja abonați. Vă mulțumesc pentru abonament și... Da, după cum am spus, joi vine a doua instrumentală. Dacă te înscrii pe Patreon, una este deja, care am făcut-o, Tigar Colo. Și joi, încă nu știu exact ce o să fac, dar mă gândesc eu la ceva frumos. Ne vedem în următorul tutorial. V-am pupat, pa, pa!